Parlamentarii PSD Mehedinți demonstrează că se poate face administrație în folosul oamenilor. Din păcate, actuala guvernare se opune proiectelor ample depuse pentru județul nostru. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, a propus modernizarea drumurilor sătești din comuna Jiana, însă amendamentul i-a fost respins. Parlamentarii PSD Mehedinți se țin de cuvânt și drept dovadă au depus și susținut 87 de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021, toate pentru importante obiective de investiții din județul Mehedinți. Alin Chirilă, deputat PSD Mehedinți, a propus modernizarea drumurilor sătești din Cioroboren și Jiana Veche, însă actuala coaliție de guvernare se opune complet dezvoltării județului nostru. Se propune suplimentarea cu 12.080 lei a creditului de angajament și a creditului bugetare la bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în vederea realizării obiectivului modernizare drumul Sătești, Cioroboren și Jiana Veche, comuna Jiana, județul Mehedinți. 139 de voturi pentru, 217 contra și 3 abțineri. Amendamentul a fost respins. Majoritatea toxică PNL, USR Plus din Parlamentul României a impus un aviz negativ dezvoltării județului Mehedinți. Toate amendamentele propuse pentru binele mehedințenilor au fost respinse categoric.